acum în lipsă de iască, n-am iască, fac focul din el, fumul din carton. Cuibul s-o retrag în partea asta. Am mutat acum, cred că vreo o lună, în partea asta, s-o retras în partea asta. Acum, nu mai eram eu albe, cantitate nu-s construite 100%, mai 95-98 construite. Dar mai putem construite, le pun pe părți, mai acuiesc totul, le pun pe mijloc. Mai frumos. Apoi focul. Dacă mă mint să apar binele, eu le-am pus din mutare, dar nu mi-e frică de ele acum. Aici o să pun ramene din jumătatea asta și o să trag cuibul așa. Am avut folie, acum nu mai am, că noapte e spes, transformă, se face pe folie apă, transpirație. Și asta nu-i mai cum. O să-i rog parfumul cu unguță. Chiar nu vrea să mă înțeleg pe nicio albină. Prin el n-am mai umblat de mult timp de acum. Aici e siroc, sartovir și zer. Zahăr. Ceai din plante. Sper să nu mă înțeleg. Deasupra la rame am lavandă sau lemănțică pentru mălia cerii. Nu mă vedeți cu cetul, cu cetul, cu cetul. Întâi încerc să le scurt pe cele oarbe în ramele și după aia să le scurt, să trag cuibul în partea asta. Mă uit și câte rame de puiet are acum. Asta suntem un 8 sau 9, e miercuri. Ora cred că vreo 5 de acum. A avut un zbor frumos, curățit dimineață. Am crezut că e furtișac, așa de tare se bătea. Albina la ordine și da,
totul era curat și frumos. Graba era sub de înțăpături. Așa. Punem afumătorul deoparte. Cucetul, cucetul. Am mai umblat din mult în el. Și nu știu ce. Astea toate ramele sunt crescute de el. Tot ce se vede. Sartovitul cu zero dă un foarte mare drum la marcă. Am absolut crescut ideal. N-am făcut eu nimic. Cucetul. Tratament am făcut cu prin picurare cu oxalic. 35 de grame de oxalic. 200 de grame de zahăr și 800 de mililitri de apă. Aici tot ce înăuntru este construit ideal de asta prima parte până acum. Am mai avut și rame negri, dar n-am pus. Asta nu e pus, cred că de vreo lună. Ia, dar o dau la margini. Cet cu cetul. Am lăsat să fie cât mai viu în acest tub. Să nu intervin eu cu mai nimica. Am și scos la sartăm cu găletușă din el, din el. Cresc construite de el. Uitam după ou. Nu mai e o orice. Are 14 rame construite de iar. Iarăși asta e cu mâncare, se simte că e grea. Wow, nimic. Noi și după păduchi, dacă apicultorul o leacă mai cu ochi mai bun, vede foarte repede a păduchile pe albine. Și am mai văzut, nu-i prima oară când. Pe așa, eu văd foarte repede. Rame crescute, absolut totul de el. Locația unde țin supul nou o pot spune. Dar undeva într-un loc umbros și am încercat să fie cât mai departe de furnici. Ramele slipite când n-am mai umblat la el.
cât mai, cât mai cu cetul nasturi. Asta e. Asta nu e, nu e însărmat, e pus așa. Văd larul, văd pe funicelului. Se cunoaște după cum stă și albina. Păi. N-am mai umblat de mult și mă uit și după boss, poate vrea să fie de marca. Și eu n-aș vrea să o simt. E o marca adusă de la Vâlcea. În timpul ăsta mai sparge și cuibul. Că aveam tot rame de-a lor, frumoase, crescute. De asta o ramă crescut pe de ele. Punem aici. Îi dăm startovit cu zer ca să-și dea drumul ca lumea la Ponta Mărcii și pierdăm și noi, poate pe mai multe rame de albine. O ramă foarte grea, dar mi s-a părut că am văzut un potcă sau potiraș. Nu știu să vă spun eu, dar să lucrez foarte încet la fel. Rama se țin de fiecare dată deasupra stupului. Nu pleci cu rama pe părțile stupului, cum e chichine, tar, mieri, polen, adus proaspăt de albinuții. Nu e pleci cu rama jumătate de metru de lângă stup. Poate mai nu se facă și curțișac. Bucetul, bucetul. Nu strivim albina, mai dăm cu puf de fum. N-am avut iasca acum un an de mâna mea și parfumator cu carton. Am mai încercat și o să mai încerc. Până acum am făcut numai cu tempicuralis tratament, dar acum o să pun și cu fornic. Cucet, cucet. Aici e totul la răbar. Iar mai spargem cuibul cu poate cu o ramă. Ramă-i crescut în bier. Albină văd că are. Plus ce mai e și albină plecată la câmp. Cucetul, cucetul, cucetul. Asta m-a învățat, asta. Acum grijă mare cu varoa, albinele poate să plece tot cum atât din stup, să vă lese stupul gol, când mi s-a întâmplat asta anul trecut la Vâlcea. Asta e o mată care a plecat acum un an, a plecat pe 18 ani, spate, din cauza varoa, din cauza păduțului, adică poate mulți nu știți ce aia varoa.
am văzut și matca. Cert că eu m-am grăbit, dar n-am nici costumul la mine, nici frică. Acum înțeleg. După aia se termină tot stupul mirosul ăla. Păi dau cu un prof. Cu ciatul, cu ciatul. Rame oarbe puse de mine. Deci am mult că ramele oarbe le crește cu puie de trânt. Deci aici am puie, numai puie de albine, căpăcit. M-a înțăpat una, dar nu-i vai, nu-i nimic. Îl dă cu fum în locul ăla. Acolo, dacă ieși pe câmp și n-ai oțet, te dai acolo, dai mult cu albinele agitate, au mirosul ăla de... Și ca sunt mâință miroase, acolo veninul ăla unde un țăpat, dai mult cu... Mult, mult, cât de mult poți, dai cu fum. Mirosul ăla de fum, arunc ceva. Cum ar veni asta milosul ăsta de venin de albin? Așa cred. Acum ar veni că eu aș sparge cuibul. Cam așa ar sparge din el, da? Dacă-i dau de atât de stimulare, n-ar veni. Dacă spus eram eu albi, da, le crește ce, mai bine, mai rău. Acum, în vremea de săptămâna viitoare, o stată bună, 30 ceva de grade. Acum noaptea ați văzut 13 până 16 grade. N-am văzut mai cu bari. Să mai urci de la 20. Deci iar larva l-am construit bine. Încep să se lucre din albin cetul. Astea sunt rame crescute și la floarea soarelui, s-o pus anul ăsta și la... Al câmp și la primăvară că am avut stupii la rapsă, mai multe, nu-i crescut ca acum. Dar cu albinii te simt că ea e amenințată, te înțapă. Asta face. Dacă tu lucri cât mai frumos e, cât mai încetul, dar nu sunt că ea e amenințată. Și cât mai bine, că nu te țapă. Te speli dinainte, îți faci o baie frumos.
Asta am ca cum am zis, primă de până rame, de mai mici și mai... În el cap de 14 rame. Da, de albine și pentru mai multe rame. Vezi mai cu ceți, nu știu, de albine. Ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rame. Stați. 1 pe 1, 30 pe... 'Apoi pe ramic, la banda sau lămânțica. În protectora al modicerii. Acum se rupe. Din ziar, statuit. Ceai de plante, zahăr. Punem direct înapoi cărpile, nu punem folia, că se pun folia, dar orta nu, e rece. Cam asta e restul pe aici. Întreb dantă, afumătorul și perea.
să puneți grate pentru șoareci și gratea pentru șoareci, una, tratamentele, păduchile de gât, tratament împotriva varoa, păduchile de gât și diaree. Astea să nu suferi la iarnă. Dacă aveți astea făcut în primăvară, aveți tot ce vă trebuie. Albine. Cam ăsta e stupul. Îi pun tabla când vine ploaia, bat din partea în partea aia. Și nu e ok. Intră apa. Am făcut eu niște cărpi pe fund. Dar restul tot ar fi ok. La revedere!